Dacă Iisus este Dumnezeu, de ce a spus pe cruce că Dumnezeu l-a părăsit? Acesta este subiectul pe care îl discutăm astăzi cu pastorul Basile Filat, pastorul Bisericii Bună Vestire. Bună ziua, domnule pastor, și bine ați venit la emisiunea Adevărul despre Adevăr. Pace, Vitale! Citim în Evanghelie, pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare și a zis: Ele, ele, lama sabachthani, adică Dumnezeul, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și aici am primit o întrebare de la un vizitator al site-ului nostru: cum vin aceste două lucruri? Dacă Iisus, spunem că Iisus este Dumnezeu, cum putea El în același timp spune că Dumnezeu l-a părăsit? Da. Da, deci noi trebuie să pornim de la învățătura despre Sfânta Treime, care învață că Dumnezeu este o singură ființă în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu este vorba despre trei Dumnezei, este vorba despre un singur Dumnezeu, o singură ființă în trei persoane, care se manifestă în trei persoane. Persoana Tatălui și persoana Fiului sunt persoane diferite. Acum cred că aici apare întrebarea: dacă Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, în ce măsură mai rămâne El Dumnezeu pe cruce? Când pe cruce El arată cu totul neputincios, când zice: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Așa ar părea. Pe cruce, de fapt, a fost dată lovitura decisivă. Pe cruce a fost manifestat apogeul puterii Domnului Iisus Hristos. Pentru că misiunea lui principală de mântuitor a lumii, acolo s-a săvârșit, pe cruce. Acolo aceasta a fost o luptă duhovnicească. Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a fost om, Dumnezeu om într-un trup omenesc. Și acolo s-a manifestat natura lui omenească, dar s-a manifestat natura lui dumnezeiască, care a dat biruința. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, la versetele 17 și 18, este scris astfel. Deci Domnul Iisus vorbește aici și zice: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu silă, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Asta s-a întâmplat pe cruce. Deci dacă nu credem pe cruce, Domnul Iisus Hristos a rămas neputincios și numai Dumnezeu nu-L vedem acolo, îl vedem Dumnezeu. Și El fiind Dumnezeu, El a spus lucrul acesta dinainte. El a spus: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila. El nu-i neputincios. Nici Tatăl măcar nu i-a luat-o cu sila. Ci zice: o dau eu de la mine, prin decizia lui personală. A fost alegerea Domnului Iisus Hristos, voia lui. Voia Domnului Iisus Hristos a fost să-și dea viața pe cruce. El zice: nimeni nu mi-a luat viața cu sila, ci poate crede cineva că i-au luat-o ustașii romani care l-au bătut, că a luat-o Pilat, că a luat-o Caiafa, Ana, marii preoți și așa mai departe. Nu, 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 nu. El zice: eu am putere să o dau sau să nu o dau. Și el zice: nimeni nu mi-a luat cu sila viața, ci eu am dat-o de la mine, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Deci Dumnezeu Tatăl i-a dat porunca, dar alegerea a fost a lui. Să asculte porunca aceasta sau să nu asculte porunca. Și aici s-a manifestat puterea, puterea, dumnezeirea, aici apogeul manifestării dumnezeirii Domnului Iisus Hristos, deci apogeul manifestării a dumnezeirii și a naturii umane a Domnului Iisus Hristos, aici a fost apogeul. Apogeul dumnezeirii a fost pentru că El a mers până la urmă. Dumnezeu s-a smerit, a luat trup de om, s-a făcut asemenea oamenilor, robului, asemenea robului, s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce, moarte chinuitoare, moarte rușinoasă. Deci a ales să meargă până aici. Dacă ar fi luat-o natura umană, dacă n-ar fi avut suficientă putere divină Domnul Iisus Hristos, nu mai rezista. Ceda. Ceda. Putea în fiecare clipă să cedeze. Aici ne spune că a fost alegerea lui. El a ales. Nu l-a pus nimeni cu sila.
dacă nu s-ar fi manifestat, n-ar fi rămas puterea lui divină până la urmă, el ceda și nu mai mergea. Pentru că natura umană lupta împotriva naturii divine, o luptă groaznică se dădea. Acolo, dacă spune, când se ruga în grădina Ghețimani, acolo îți dădea lupta. Acolo era lupta. Natura umană nu dădea voie să meargă aici, nu dădea voie să meargă acolo. Și el, cum se ruga? Doamne, dacă este voia ta, depărtează paharul acesta, natura umană spunea. Și natura divină spunea, facă-se voia ta. Iarăși, Doamne, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta și sânge, să doare cu sânge, ca să-ți dai seama ce agonie era acolo, ce luptă interioară se dădea. Și sfârșitul frazei era, dar facă-se nu voia mea, ci voia ta. Mergea natura umană. Și acolo, pe cruce, când a strigat, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Striga natura umană din el, striga, care s-a văzut disperată, părăsită. Da, în același timp. Dar în același timp, natura divină a rezistat și a dus până la urmă opera aceasta de mântuire a omenirii, a fost dusă până la urmă și a fost deținută o victorie nemaipomenită pentru noi toți. Cea mai mare victorie din univers. Nu există mai mare victorie, pentru că acolo, pe cruci, în clipa aceea, s-a decis soarta întregii omeniri. Soarta mea, soarta ta s-a decis acolo. Și Domnul Iisus Hristos acolo a dat lupta, a dat-o și ne-a câștigat pe noi pentru El. Poate tocmai din această cauză exact. Este numit Fiul Omului în Scriptură și Fiul lui Dumnezeu. Exact, și noi vedem lupta asta și Scriptura spune, lupta s-a dat totdeauna pe parcurs, în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o ființă ca a noastră. A fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, fără ca să păcătuiască. Deci totdeauna a fost biruitor și natura divină a Domnului Iisus Hristos. Deci el spune că Dumnezeu l-a părăsit. A avut loc chiar această despărțire spirituală de Dumnezeu în momentul acesta? Când a luat păcatul omenirii asupra sa? Scriptura spune că este blestemat este cel care atârnă pe lemn. Blestemat este cel care atârnă. Și el, Domnul Iisus Hristos, a luat asupra lui blestemul întregii omeniri. L-a purtat asupra lui. A dus pedeapsa aceasta. Pedeapsa aceasta întreagă a dus-o asupra lui, ca apoi să poată face răscumpărarea. Era imposibil să facă răscumpărarea aceasta decât așa. Și acum noi nu putem spune că a fost un moment când gata, n-a mai fost Dumnezeu, a fost numai om. Că au existat multe erezii pe parcursul istoriei, că spune, nu, n-a fost nicio clipă. Nicio clipă n-a fost când Domnul Iisus Hristos ar fi fost numai om, a luat, la momentul ce s-a întrupat și a luat trup de om, Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu om, până când și a înviat și iată așa, și atunci noi nu putem pune, pentru că dacă, mai ales anume aici, unde a fost dată lupta aceasta, la răstignire până la înviere, dacă aici spunem că a fost o clipă când a fost despărțită natura lui divină de natura lui umană, n-au mers împreună, atunci înseamnă că noi spunem că toată opera de mântuire a omenirii n-a avut loc. Pentru că opera aceasta a mântuirii trebuia numai decât să meargă în natura aceasta dublă a Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu om. Ea numai așa putea fi săvârșită. Altfel nu putea fi săvârșită. Și atunci, deci da, este așa că a fost părăsit. De ce a fost părăsit? În sens că a fost părăsit ca să ducă, să poarte pedeapsa aceasta. Și l-a fost părăsit în timp ce purta pedeapsa omenirii. A fost lăsat să ducă pedeapsa aceasta omenirii, fără care noi nu puteam căpăta mântuirea. Plata păcatului este moartea. Dacă Domnul Iisus Hristos nu plătea plata aceasta, nu achita prețul acesta, noi nu puteam fi mântuiți niciodată. Nici noi cu tine, nici nimeni din istoria omenirii n-ar fi putut fi mântuit vreodată. Când te gândești, când Scriptura spune că El a fost fără păcat, când te gândești la omul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ca să poarte păcatele tuturor. Să poarte păcatele tuturor. N-a meritat lucrul acesta, dar uite că a mers la pasul acesta și ne-a răscumpărat atât de înaltă manifestarea dragostei. Și atunci când citim cuvintele acestea, noi trebuie să ne gândim nu la faptul că s-a manifestat slăbiciunea Domnului Iisus Hristos, nu, trebuie să ne gândim atunci la gravitatea păcatelor noastre, pentru că din pricina păcatelor noastre a ajuns să fie părăsit.
părăsit ca să poarte pedeapsa aceasta. Dar să ne gândim și la divinitatea Lui, la faptul că biruința a fost dată și acum noi suntem mântuiți, nu mai suntem robi ai păcatului, noi așteptăm moștenirea pe care o vom avea în Împărăția Lui Dumnezeu. Da. Tem spune despre om care trăiește în păcat, care s-a născut în păcat, că el este despărțit de Dumnezeu? Că Dumnezeu, că este vreun despărțire între ei? Biblia spune păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Biblia spune că noi eram vrăjmași cu Dumnezeu, departe de Dumnezeu, atunci când, până când ne-am întors prin Domnul Iisus Hristos. Până când o persoană se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl iubește, dar el este în vrăjmășie cu Dumnezeu. Păcatele îl fac pe om să fie vrăjmaș cu Dumnezeu. Din pricina păcatelor, cineva este vrăjmaș al lui Dumnezeu. Ceea ce nu putem spune despre Domnul Iisus. Nu, categoric nu putem spune. El, vrăjmaș al lui Dumnezeu, să zicem, acolo pe cruce, s-a făcut din pricina că a luat păcatele lui toate asupra... Pentru moment, atunci când a fost, el a fost mântuitorul lumii. Da, că nici măcar nu găsim undeva un folosit termenul ăsta. Mă tem și eu să nu vorbesc cu erezii. Da, în altă parte spun că el a fost lovit pentru fără de legile. Exact, a fost lovit pentru păcatele noastre. Vrăjmășia aceasta care era între noi a fost vina pentru vrăjmășia aceasta pusă asupra lui, toată. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați clarificat această întrebare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iar noi, dragi telespectatori, ne revedem peste o săptămână, unde vom discuta despre rânduiala din bisericile evanghelice. Așa că stați cu ochiul pe emisiunea Adevărul despre Adevăr, faceți share la această emisiune și să ne auzim doar de bine. Pe curând, la revedere!